Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video, urf din nou, cu peștile de data asta. Am și șansa să încerc skin-ul ăsta, Super Galaxy Fizz, care e super șmecher. Să vedem dacă reușim să strângem la episodul ăsta 300 de semizei. La episodul trecut nu știu sigur dacă am reușit să strângem. Dacă n-am reușit, super nașpa și dezamăgit. Dacă am reușit, super fericit. Este, se vede pe fața mea, nu? Cât de tare s-au schimbat stările, nu? Nu, nu se vede. Pentru că nu o să vă dați seama niciodată dacă supărat sau fericit, cred. Habar n-am, în fine. Cu omul ăsta am jucat să-mi bag piciorul aproape în fiecare zi. Nu știu cum se joacă atâta, dar e bine. Bun. După cum vedeți, stați așa. Aici și așa, da? Am reușit să atingem 6666-le. Bine, chiar înainte să înregistrez, s-o abona cineva. Nu asta. Și avem un nou obiectiv. După cum vedeți acolo, 69-69. Sigur că da. Ce ăștia vor să se apămint? Sper că nu joacă din nou AP din asta. Deci am văzut Lucian AP. Ți-am bat piciorul sătul de atâta. Lucian AP. Facem bățul până la urmă. A, chiar să mă la skin. Nu arată rău skin-ul ăsta. Nu știu dacă e mai fain decât ăla Void Fizz, cred că e. Ăla MOV. Arată interesant, da. Nu-i mega genial. Sunete noi chestii. Asta nu e rău. Chiar faină treaba asta. Sunt mort că deja am făcut la double kill. Asta aici cu blenderul pe zonă. Peștilii cu blenderul. O să fie interesant. Și o să jucăm probabil contra la Ryze cu fătărău ăsta Rammus. Da, Italo mid. Asta era sigur în botlane. Și asta. Deci nu o să fie fortify pentru că ăsta e counterul la Fizz, da? Până la urmă e urf. Spam, spam, spam. Partea noastră că probabil eu nu o să apuc să fac mare lucru pentru că e blenderul pe aici. O să pușez Zelenul și după aia stăm și ne uităm. Până am și un level 3 nu pot să fac nimic, adică mă dau cu E-ul, aiurea pe hartă. Și ne-aș că o să facă push Superman la mare și nu-i bat eu pe ăștia sub turetă. Da. Aoleu. Deja mă doare capul numai cât face asta cu eu lui. Cam asta o să fac eu, adică las pe el să dea damage-ul și iau kill-ul. Ia să vedem cum e o animație la un W. Mă, nu-i chiar atât de mega genial skin-ul, sincer. E fain, dar nu-i demențial. Se putea mai bine atâta. A, vine talonul. Ce fac lor? Că nu are rost să mă duc bazelea, nu? Și o să cu ea și vine în top lane pentru că... Ce? Așa, schimbată și ea, what the fuck? Interesant. Report vein, please. Când văd pe ăștia, frate, și pe orf cu din astea. Aha! Father Strike. Nu prea avem noi cine știe ce. Oh, nice. Animația de back e faină. Chiar și mai chiar. Da, nu zic că nu mi-ar face o mare plăcere să am skin-ul ăsta. E fain, pana.
Și garanta cineva o să comenteze că îmi fac itemul ăsta. Vă garantez chestia asta. Să vă uitați în comentarii, dacă n-apuc să le ștergem cretinii ăștia străini, venind cu lumele lor de 2 lei. Din ăștia disperați de viață. Bă, mi-a lăsat și mie niște minuni firare ale dracu. Nu știu ce să mă axez aici, cred că eu ar merge mai bine. Oh, să mor tu, schimbat ăsta, uite ce fain arată acum. M-am zis că a dus ceva schimbări noi în patch-ul 7.4. Că practic ăsta e patch-ul 7.4. Să vă cumprind acum peștii pe schimbat. Bun. O schimba ceva la asta, la ultimată, parcă nu mai prinde ultimata, gen cum era înainte, că e range-ul ăla la peștii și dacă treceai pe lângă prostia, se atașa de tine. Și acum ce nu se mai atașează și făcută ceva vrăjală și bla bla bla. Bună explicație, nu? Chiar trebuie să-mi dai o bază, că nu prea ce să mai fac. Da, asta e chiar faină. Animația de back e faină. Cumpărăm asta, cumpărăm cismaș. Și mergem la luptă. Bac puncte în ea, adică o să ajung să pot să fiu aproape untargetable în continuu. Report vein, please, o să dau report la zona. Urăz oamenii care suferă pe meciuri din astea. Adică omul să joacă cum poate, în pană. Dacă ar face intenționat chestii gen la plezneală să facă, atunci da. Dar se vede cum încearcă, adică nu-și bate joc. Hai, coițe. Nu, mă. Ce mă fură ăsta, mă? Vezi? Încearcă omul să joace. Numai că nu iese treaba. Aia e. Oricum veni super plictisit aici. Pi urf. Asta e. Vin pe aștii de la frate. Vreau să văd cât e greu e acum să prindeți ultima ta, dacă eu dat nerf-ul ăla. Partea bună e că eu dat buff-ul la Q și la W. Cred că așa era. Am băgat-o destul de lejer în mai căsa. Partea nasoală e cum o ciordit ăsta de kill, da? Nu. Bun. Nu știu exact cum funcționează faza cu dash-ul ăla. Din dash-ul lui Lucian și alte dash-uri de genul. Ia să citim un pic aici. Da, nu zice pe aici nimic. Dar știu că e faza aia, gen poate să dea dash acum prin ultimata și nu mai nu se mai atașează automat. Bun. Direct la badon îl fac următorul. E treabă. Fiți go bad acum. Nu, mă! Dați aș pământ. Hai cum să bag pe ăsta mid. Dacă nu-l bate, deja e zreală. Ba da. Bă, dar îmi place skin-ul ăsta. N-ar fi rău să-mi pice și mie la Hexte cu vieții măcar o dată un skin pe un campion cu care mă și joc. Mi-o pica mie Spirit Guard Odie, dar pe eu nu mă joc Spirit Guard Odie. Uite, Odie. Spirit Guard Odie.
Unde ești prost, mă? Ia, o scuze, am stat pe bălie și nimeni. Șeful. Nu? Nice SS. Ai de capul meu. Pe suferință maximă, adică. Nu, mă, n-am apucat să-mi dau flash-ul să plec de acolo. Mua! S-au omorât ăștia, practic. S-au sinucis. Are ăsta Tormel și alte din alea, poc. Ca niște ratoni. Trebuie să fac și niște magic pending, te văd. Le dau cu penetrări, peștilii. La lumina profesională. Când reglez lumina profesională, dispare soarele. După aia reapare și tot așa. Noroc că pot să spamez ultimata aici. Bă, dai cam multă lumină acum. O, bridge. Perfect, am reglat-o. Nu știu dacă puteam să-l omor. Dacă mă băgam așa în forță maximă. Probabil că nu. Și totuși are armuri grămadă, nu... Magic Rezi și mă nenorocit. Ia să zic, pot să fac și aici un double kill. Mamă, ce damage-au ăștia. Smort. Nu smort. Ha! Cred că sunt aia de damage-ul ăla nesâmțât. Ai, ui! Nu m-ar mira să ne bată. Iau tank și noi nu avem nimic. Asta e clar, să duci damage și deconectat, adică nice. Nu bate acum Vayne. Dar durează până îl bate, ești nebun. Simți legit, adică... Bă, ceva. Fii să te spus să-ți ucide ăștia. Ia mai bă, asta, what the fuck. Stai biat. Asta nu e clar, n-am ce să-i fac nimic. Să mor tu, că nu s-o dat așa. Probabil că stă ca o zdreanță în boschet și așteaptă să melesească pe careva, m-a zis. Aaaa! Se crape la dinerile acum, săracu. Da, aia trece. Aoleu, bine prost e asta. Mamă, frate, dacă nu mai poți atașa peștilii deloc. Thank you.
Ha! Te-am mâncat peștilii. Acum trebuie să-l pălești ca lumea. Cu peștilii ca să se atașeze, văd că. Înainte îl dă mai așa, mai la blezneală. Nu cum mai e cazul de așa ceva acum. Ori îl prins ca lumea, ori ești pa. Mamă, cât e rapid o latură, ta ești prostova. Doamne, fer cât damage dă. N-am apucat. Da, e mai dubios acum ultima dată l-ofiz. Mult mai dubios. Bine, probabil că și lag-ul ăsta mă ajută mult la chestia asta. Uită-l, frate, pe ăsta e 0-11, ești prost. Vai de capul meu. 0-11. Și-i comentau de veni. Vai de capul meu, bătă total ăsta ca așa. Și ziceau report vein. Păi era asta ce trebuie să-i faci, frate, 0-12 în pana. Uite, nici 5 minuși o luat. Ai, e cap. Probabil că e match pierdut. Adică, practic, jucăm în 4. Doi AFK. Cui se poate întâmpla asta? Doar mie, bineînțeles. AFK în ranked, AFK în URF. AFK peste tot. Urmă să le dau report la amândoi. Simți legit. Bun, hai, măcar să termină rapid și da. Probabil că s-o să fie ultimul episod de URF, pentru că nu mai postez, gen, mâine oricum se bagă URF și pe servere oficiale, nu mai are niciun loc să-l postez eu. Pentru că vă puteți juca deja, singur. Vedeți? Că nu se mai atașează acum. Și înainte se atașa la faza aia. Și acum trebuie să-l prinzi aproape perfect. Că altfel nu se mai atașează deloc. Da. Deci asta e una din chestiile modificate la Fizeșan. $700, wow, bravo, meriți o prăjitură.
Cu căcat. Ce pușcăre să mai fac eu oare? Hai mă că fac asta de la dracu. Asta poate să mă bată cu alta HP. Da, ăsta a fost meciul de URF. Un AFK, Garen jumate AFK și da. Cam asta e norocul meu în general. Nu știu de ce m-aș simpla altceva. Dar e bine, ne auzim pe stream. Mulțumesc de vizionare, nu uitați, trebuie să fie semi-zei, sper să se strângă de data asta. Poate lovim și noi niște share-uri, gen, vreo 10-15 share-uri ar fi super tare. Și da, ne auzim pe stream, salut!